În luna martie, din pricina alunecărilor de teren, două sectoare ale drumului național 10 în zona Siriu au fost închise. Autoritățile au desfășurat ulterior mai multe lucrări pentru reluare circulației. Au fost demarate următoarele etape. Contract de expertiză tehnică care a fost semnat în 10.02.2021. Ordin de începere al acestei expertize tehnice, care a fost demarat în 17.02.2021. Această documentație a expertizei tehnice a fost predată în 30.03.2021. Din expertiza tehnică au fost depuse 3 soluții. Iar din Comisia Tehnică Economică, din 6.05.2021, a fost avizată soluția 1 pentru ameliorarea acestor efecte ale alunecărilor de teren. Prin expertiza tehnică a fost stabilită soluția 1 astfel. Sectorul 1. Sistem activ de protecție și stabilizare a versanților, grupa 2, clasa A, conform sisteme flexibile de stabilizare a pantelor și protecția blocurilor de rocă. Au fost efectuate caroiaje 240x240 și au fost montate tige de ancoraj tip. În prezent se fac demersuri pentru desfășurarea unor lucrări de anvergură. A fost depusă și documentația GALI, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, la serviciu achiziții în data de 29.04.2021. A fost semnat contractul GALI. Lucrări majore de refacere a celor două sectoare afectate de alunecări ar urma să înceapă de la anul. Estimare proiect tehnic plus execuție lucrări va fi în perioada 13.11.2021-13.06.2022. Acesta este pentru primul tronson de la kilometru 79.650-80.150 dreapta și kilometru 80.891-80.963 dreapta. La kilometru 86.140-86.200, în prezent sunt în curs de realizare studii geotehnice de către o societate care a fost agreată de către DRDP București în vederea elaborării expertizei tehnice care va sta la baza soluției de proiectare și ulterior execuție. An de an, circulația pe drumul național 10 este întreruptă din pricina căderilor de blocuri de piatră de pe versanți.